dragi oaspeți, dragi spectatori, bine v-am găsit la gala laureaților a Festivalului Concurs Internațional de Muzică Corală A ruginit frunza din vii, ediția a 14-a. Suntem bucuroși să vă avem astăzi alături, dornici de muzică de calitate, căci pentru refacerea sufletului nu există terapii mai eficiente decât muzica, spunea Joseph Gangemi. Astăzi avem alături cele mai cristaline voci din țară și de peste hotarele ei, care prin intermediul artei corale vă vor transmite cele mai calde și sincere emoții. Acest minunat festival, unic de fel în țara noastră, este organizat a 14-a oară la rând de Asociația Muzical Corală din Moldova, președinte Elena Marian. Un cor este un amalgam de voci surprinzătoare care, adunate împreună, formează cea mai frumoasă orgă umană. Primii care așteaptă cu nerăbdare să evolueze în scenă sunt copiii de la Corul de Fete Vivace al Școlii de Arte Alexei Stârcea, orașul Chișinău, dirijor Anton Dumbrava, cu următoarele piese: Ochii Mamei de Mircea Oțel și Doremi de Rogers din muzicalul West Hand of Music. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Următorii se invită în scenă ansamblul vocal de femei Doruleț, satul Vorniceni, raionul Streșeni, conducător artistic Pavel Moraru. Ansamblul vocal Doruleț activează pe lângă Casa de Cultură din satul Vorniceni din anul 2012. Membrii acestui ansamblu sunt doamne cu vârsta cuprinsă între 44 și 70 de ani. Cu o deosebită dragoste de muzică, colectivul participă la toate sărbătorile organizate de către Primăria satului Vorniceni, secția de cultură Streșeni, dar și la cele republicane. Să-i aplaudăm, vă rog! Se invită în scenă ansamblul vocal Divertis, orașul Streșeni, conducător artistic Viorica Popa. Ansamblul vocal Divertis a fost fondat în anul 2009 în cadrul școlii de arte din orașul Streșeni. Repertoriul ansamblului este variat și cuprinde muzică clasică, ușoară, religioasă și modernă. Este primit cu mare drag și apreciat de publicul spectator de la Baștină și din întreaga Republică. Ei vor evolua în scenă cu următoarele piese: Cântă Cucu în străinare, Tudor Chiriac, și Inima mea e Moldova, Simion Ghimpu și Anatol Chiriac. Oh,
viață moară, s-o-ntoarce-n primăvară. Întoarce-n primăvară, de nu ne-o fi viață moară, s-o-ntoarce-n primăvară. Următorii vor evolua în scenă fetele de la Corul Mare al Școlii de Arte Alexei Stârcea, orașul Chișinău, dirijor Anton Dumbrava. Corul Mare al Școlii de Arte Alexei Stârcea este un colectiv de copii talentați, bine închegat și echilibrat, cu un repertoriu deosebit de vast și divers. Pe parcursul anilor au reușit să cucerească admirația publicului autohton prin tehnica interpretativă rafinată, grație cărui fapt și s-au clasat printre cele mai reprezentative coruri din Republica Moldova. Ne vor interpreta piesele Graza de Cezar Cui și Suntem elevi la arte de Negruță și Ghimpu. Grazie.
invită în scenă corul de copii Belcanto, orașul Soroca, dirijor Ludmila Samarin. Corul de copii Belcanto, fondat în anul 2012 de către dirijorul Ludmila Samarin, este alcătuit din elevii claselor a 3-a, a 7-a, a Școlii de Arte Eugen Coca, orașul Soroca. Repertoriul corului cuprinde creații din patrimoniul național și universal de diverse stiluri și epoci ale compozitorilor clasici și contemporani autohtoni și de peste hotare. Deși activează de puțin timp, 2012-2021, realizările corului sunt ample, participând la multe evenimente muzicale naționale și internaționale. Ne vor interpreta Gloria de Antonio Vivaldi, Cântec despre patrie de Eugen Doga și Cântec și joc de Dan Goia. Bye.
invită în scenă corul de tineret al Colegiului de Muzică și Pedagogie Ars Nova, orașul Bălți, dirijor Ana Kuschenko. Corul Ars Nova este corul de studiu al Colegiului de Muzică și Pedagogie din municipiul Bălți, care a fost condus sub bagheta a mai multor dirijori, printre care se enumără omul emerit al Republicii Ștefan Haiduc, iar din 2016 acesta este condus de dirijorul Ana Kuschenko. Corul este o formație de tineri ingenioși, studenți de la toate catedrele instituției, pasionați de cânt coral, care participă cu drag în orice eveniment cultural organizat la nivel municipal, național și internațional. Aceștia ne vor interpreta următoarele piese: Ave Maria de Jacques Arcadelt, Mociriță cu trifoi, cântec popular, Miron Giarnica de Nesche și Turdion de Mike Weber. Zum 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 z
Thank you.
invită în scenă Corala Mitropoliei Basarabiei, orașul Chișinău, dirijor Anton Dumbrava. Corala Mitropoliei Basarabiei și-a început activitatea acum un an. Este un promotor al artei corale bisericești cu tradiții folclorice românești. Ei ne vor interpreta următoarele piese: Iubite voi, Doamne, de Lungu, solist Friptuleac, și Ut Verdi Bojă, de Casalapu. Secund al Capelei Corale Academice,
Doina în cadrul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. În prezent, Înger Alb este format din cântăreți care își dedică timpul în a-și cultiva vocile în magia artei sonore, adesea având ca studii doar școli muzicale. Aceștia sunt aleși după capacitățile vocale, disponibilitate și dăruire. Repertoriul colectivului cuprinde creații ale compozitorilor din diferite epoci, renaștere, baroc, clasicism, romantism și creații ale compozitorilor contemporani universali și naționali. Ei vor interpreta următoarele piese: Call to Remembrance de Richard Farrant, Traditional Spirituals de Joseph Martin, traducere Ecaterina Palagniu, și Gaspod da Blagoslavitivea de John Rutter. Dirijor Dorin Bâtcă, la pian Veronica Ceba.
se invită în scenă corul de fete cantabile, orașul Chișinău, dirijor Elena Marian. Corul de tineret cantabile a fost fondat în anul 2009 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, sub egida dirijorului Elena Marian. Corul este constituit din studenți talentați care au îndrăgit cu adevărat arta corală. Maestru de concert este Vitalie Mosiciuc. În această perioadă, cantabile, prin evoluțiile pe care le-a avut, a impresionat atât personalitățile din domeniul din țară, cât și pe cei din străinătate. Repertoriul său cuprinde creații ale compozitorilor naționali, universali și din diferite perioade stilistice. Corul va interpreta următoarele piese: Over the Rainbow de Harold Arlen, Putting on the Ritz de Irving Berlin, Mame de Jenry Herman și Make the Knife de Kurt Weill. Să-i aplaudăm!
Thank you.
invită în scenă corul de cameră al Filarmonicii Regionale din orașul Vinița, Ucraina, dirijor Olga Baboșna. În anul 2018, Filarmonica Regională din Vinița a început să lucreze la crearea unei noi echipe creative, corul de cameră Podolsk Capela Leontović. Un tânăr maestru de cor talentat și carismatic, artist de onoare al Ucrainei, Olga Baboșna a fost invitată în funcție de director artistic al ansamblului. Activitatea primului cor filarmonic de tineret este o continuare a dezvoltării ideilor de teatru coral, care combină diferite maniere vocale, oferă o sinteză a diferitelor arte, teatru, coreografie, cuvânt artistic, atrăgând progresul tehnologic, instrumentele electronice, fonograme și altele. Aceștia ne vor interpreta piesele Lyodalam, Piuți Pivni, Verbovaia Doșička, Oichito Kin Stoiti, Narodnaya Piesnia, Tihaya Malitva, De Profundis, Kirie, Aleluia, Salve Regina, Carol of the Wells și Vals Svetov.
Макума, 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 макума
Сховався в бур'яни, а то були мисли цінні, як і вороги. Взяли собі дівчину і сиром пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви. Взяли собі дівчину і сиром пироги. А кума, кума, кума. Кляті вороги! Ой! Беріть собі дівчину! Віддайте пироги! Ой, чули, чули, чули! Ой, чули, чули ви! Беріть собі дівчину! Віддайте пироги! Ой, чули, чули, чули! Ой, чули, чули ви! Беріть собі дівчину! Віддайте пироги! Ой, чули, чули, чули! Ой, чули, чули ви! На поля рушеньку.
Vorbesc